Ce faci, mă? Ha? Ia te curăț masa asta de găină. Auzi, mă? Da? Ia fii atent, ție nu ți-e foame? Fai de capul meu, că am foame, da. Băi, ce n-am mai mâncat eu de mult, mă, și am poftă. Aș mânca un borș de cocoș, mă. Fai de capul meu, ca lumea și-a acrit așa cu mult borș, băgat niște tăiței de casă și reuștea ca lumea la final, vai de capul meu! Și cu smântânică frumos așa, cu puțină sare în ea, cu un ardei, uite, dar nu ardei viu, de ăsta murat așa cum ar veni, cu niște pâine de aia uscată, eu cred că îi spar și doi căței de usturoi ca să fie treaba ta, s-o țuicuiță mică înainte ca să nu fie pe stomac cu borș. Facem? Facem, mă duc să pun apa la fier, tu dă-și tai un cocoș. Ce cocoș tai? Ia, nu tăie în cocoș mare, că după aia rămâne, aruncă mâncarea. Tăie un cocoș mic pe la americanul, ăla maro, ăla e cel mai bun. Nu, pe la nu-l tăiem. De ce nu-l tăiem? Nu-l tăiem. Că de ce? Că e mai bun la albu. Ăla mare românesc alb e și mai gras, e mai bun la ciorbă. Nu-l tai pe la alb, că ăla e cel mai tăcut, ăla e cel mai bun cocoș. Ăsta maro american îl tăiem, că e pe ora Americii, așa cântă el. La ora 4 dimineața el începe să cânte. Eu mai am 2 ore dormit, el îmi cântă în cap. Ăsta maro trebuie tăiat, la revedere. Nu, bobiță, nu tăiem, mă. Ia uite-l, dracu, pe ceva, că-ți cer voie ție ce cocoș să tai, mă duc și-l tai eu și la revedere. Nu, las că mă duc eu și-l tai. Păi hai, du-te. Alo? Brei, eu sunt, tante Agripino, bobiță. Da, auzi, brei? Ai ma tale niște borș de la bun de-al ma tale, așa, acru? Da. Vreau și eu 2 sticle, da? Îl trimit eu pe Dorel dacă iese. Și auzi? Mă auzi, bre? Dar ce dracu faci? Stai așa? Așa, da, acum ai niște tăiței de casă? Na. Nu? No. E, lasă, nu te apuca acum de ei, ce să... E timp până... Nu trebuie, dar dacă vrei ma tale să faci, fă-mi niște tăiței de aia de casă, a? Și ai niște ardei iute murat. Da, bravo. Ce-ți mai face piciorul ăla? Băi, lasă cocoșul, nenorocitule! Brânzoi, ia vino, măriță! Ai noroc. Noroc. Bă, Brânzoi, îmi ții, mă, și mie cocoșul ăsta, te rog eu frumos. De ce? Că te rog eu frumos, mă, hai, bă, te rog, fii atent, uite, îți promit că vin în fiecare zi să-l văd și-ți dau și bani dacă vrei. N-am nevoie, mă. De ce-l ții? Da, mă, n-am nevoie de bani. Și nu vrei bani, mă? Hai de cap, vedești, Brânzoi, ești cel mai tare din tot satul, cel mai bun băiat, mă. Deci fii atent, că vorba aia de zice lumea pânzat că tu ai cel mai mare nas și că faci cea mai mare umbră din sat, nu e adevărată, mă. Deci tu ai nasul... Cel mai frumos nas ăla. Uite tu ce nas frumos și finuț ai. Bă, zici că ești vulturi, băi. Deci perfect e. Da, mă, hai, mă, lasă-mă, termină. Și când vrei, mă, să ți-l țin? Păi, toată viața. Toată viața cui? Toată viața lui, mă. E simplu, mă, că nu trăiește mai mult de o zi. De ce, mă? Ți-l o mare Băsescu. Băi, ce mă Băsescu? Ce are mă Băsescu cu cocoșul meu? E cocoșul ăla al meu, mare, negru. Am mai omorât 2 de ăștia mici așa. Le-a dat cu ciocul în cap până praf i-a făcut. Și de ce îi zici, mă, Băsescu? Dar, dracu, ce e, mă? Nu suportă să vadă alt cocoș cum calcă găin pe lângă el. Pe asta nu e bine. Nu e bine, mă, e adevărat, dar tu ce pui atât la suflet pe un cocoș? Ce, mă, e cocoșul meu, mă, deci fii atent, Brânzoi. Ia-l și-l ții pace pe-n curte ca să nu se întâlnească cu cocoșul ălaltă, a? Da, mă, dar nici aici nu e bine. De ce? Păi dacă îl ia vreun câine în gură, sau vreun șobolan, sau vreun uliu. Că nu știu, pe aici, pe la mine, a început să zboare ulii, bă, și mi-a luat 2 pui de găină, știi cum? Nici nu i-am văzut așa de zbor. Mă, dă încoace, mă. Și ce fac eu cu el, mă, să-l țin în siguranță? Păi nu știu, mă, asta e viața de găină, ce să spun? Aia e, ori în ciorbă, ori la vreo ligioană în gură. Și ce fac cu el? Păi cel mai în siguranță, ce să zic, culcă-te cu el în pat. Bă, eu l-aș băga cu mine în pat, mă, dar mi-l găsește bobiță, mă, că eu de el îl ascund, mă, că ăla vrea să-l ia să facă borș. Ce să-ți fac, mă, Dorele, asta e, nu poți să-ți-l țin. Deci nu mi-l ții, nu? Nu. Deci, băi, deci ești un nenorocit, băi, deci asta cu nasul, ce zice lumea pânzat, are dreptate, bă. Deci ai cel mai mare nas, ai faci umbră, dacă pui ceva la umbră, nu mai crește nimic, bă. Deci ești urât foamite, năsosule. Câtă invidie! Bă, Dorelea. Cum să zic eu ție? Eu aș ține cocoșul tău, că mă uit la el și e foarte frumos. Dar unde, că eu nu m-am găin de mult. Îți aduc și găini, mă. Păi dar nu, că nu-mi trebuie, că nu vreau găini, ce ai, ești de bun? Dar ce, mă, că ouăle-ți plac, nu?
Îmi plac, așa e. Dar nu-mi place să fiu țărancă. Adică să stau, să am grijă de porci, de vaci, de găini. Caută și tu altă țărancă, că e plin pe aceea. Da, mă, Gianni, nu ai grijă de el, mă, că poate odată și odată o să am și eu grijă de cocoșul tău. Bă, mie nu-mi trebuie cocoș pe lângă casă, ce-ai? Adu-mi un ficus și o să am grijă de un ficus. Păi de unde, mă, să-ți aduc ficus? Mă întreabă mine treaba ta. La ăla pun niște apă și gata. După ăsta trebuie să umplu cu boabe și alte alea. Da, mă, Gianni, nu, mă, că n-am unde să-l mai duc, mă. Te rog eu frumos, mă, că la tine-i bine, mă. Tu ai grijă de el, ai și sufletul mare. Ai, uite și tu ce ochi frumoși are. Uite-mă la el ce frumos e, mă. Și știi ce deștept e, mă? Deci, bine, nu e așa deștept ca tine, dar e deștept, mă. După. Te rog frumos, Gianina, ia-mă la tine și ai grijă de mine. Dragă cocoșelule, nu pot să te primesc. De ce? Bă, Dorele, vrei să-ți spun sincer? Mie mi-e frică de cocoș. De ce, mă? Da, cocoș, mă, mi-e frică, că odată când eram mică, am intrat la găini și a sărit cocoșul pe mine, cum ar veni, că ce caut acolo. Și de atunci am luat frica la cocoș, tu ce urât face, că sunt foaie. Și mie nu-mi plac nici ouăle de curte, îmi plac alea de la magazin, așa că nu-mi trebuie nici găini. De ce, mă? Pentru că ălea de la magazin au ștampilă pe ele și știu când expiră. Ăsta de curte ies fără ștampilă și mă încurc în ele. Le pun în frigider și nu mai știu care de când e. Păi, de ce nu ții tu cocoșul la tine acasă? Că eu nu înțeleg. Nu, acasă nu-l țin. Nu, că dacă mi-l prinde Bobiță, să-l taie și vrea să-l facă ciorbă. Păi și ție nu-ți convine sau ce? Nu! Păi să facă felul doi atunci. Să facă mazăre cu copănele. Atunci e bună e. Sau și mai bine, o copănele la ceaun și din piept faci șnițele. Îți place pieptul șnițele? Nu-mi place, mă, nimic, mă. Eu nu. Eu cocoșul ăsta vreau să trăiască 1000 de ani, Gianino. De ce? Că așa vreau eu. Bă, Dorele, ai mai zis asta de 3 ori cu așa vrei tu, dar de ce vrei tu așa? Că ăsta-i sânge din sângele meu, Gianino, cocoșul ăsta. Uite, e frumos. E super. Vezi, mă, ce cuminte e. Da. Îl ții? Bă, dar tu ce crezi că e la mine, mă, hotel de cocoși? Ce, mă, aspirinul, mă, nu începe, mă, și tu, mă, că chiar nu mai am unde să-l duc, mă. Băi, fii atent, uite, că-ți dau și bani, mă, na. Uite, uite, îți dau 50 de lei. Da. Ca să ții cocoșul ăsta? Da. Dar ce are, mă, cocoșul ăsta? Ce-i de cir, merge pe sârmă, cântă la comandă, ce are? Zici și mie. E, nu contează cine e, mă, și ce face el, da. Da, eu fii atent, vreau să știu dacă îl ții, că dacă dă Bobiță de el, ciorbă-l văd, da? Și eu nu vreau să întâmple treaba asta. A, mă, Aspică, te rog și eu la fel de frumos, îl ții? Vă-te-l, mă, vă-te-l, mă, cum stă, mă! Hai, mă! Eu, ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? A, tu și cineva? Eu n-am auzit nimic. Nu, tu și nimeni, mă. Eu zic încă o dată. Ce? Ce, mă? Ce, mă? Eu! Ce? Cocoșul a fost. Mă, tu mi-ai adus în curte un cocoș bolnav? Ce ai, mă, Aspirino? Mă, dacă eu l-am auzit cum tușea, băi, tu ai adus să iau eu gripa aviară? Cum să tușească, mă, Aspirino, mă? Deci e sănătos tu, pe cuvântul meu. Ia uite, încă o dată. Eu n-au nimica. A, tu vrei să nu-l ții, mă, aia e la tine, mă. Zi, mă, așa, dacă iau și banii... Stai, iau, mă, așa, că nu despre asta e vorba. Dăbi, dacă nu vrei să-l ții... Mă, Dorele, am zis eu că nu-l țin. Mă, am zis eu așa ceva. Nu. Nu. Am zis că nu-l țin bolnav. Asta e altă discuție. Da. Da? Dar să știi că am o rezolvare pentru asta, am un tratament. Pentru asta ce? Pentru cocoșel, mă, nu ești atent. Da. Da. O pastilă, 50 de lei bucata, una adusă din America. Ai noroc că poate să ia o singură doză și se face bine. Da, da, era ultimii bani, nu mai am, bă, lasă, Dorica, am eu 50 de lei. Dai, îți dau eu azi. Da? Foarte bine, că trebuie să iau urgent. Că la ce tu se aude-o pe piept, nu e de bine, să știi. Da, se agravează. Ia uite, că deja a început să lase și pene pe-n curte. Uite, încăt penele pe picând. Mamă! Mă, ce e acolo, mă? Ce e, mă? Găinați? Măi, Dorele, mă! Deci, Dorele, găinați pe cuvărtura mea? Uite-te, mă, acolo, mă! Hai să zicem că cu cântatul mă obișnuiesc, dar cu găinațul ăsta de pe-n curte și pe cuvertura ce facem? Îi fac eu curat. Deci fii atentă. Promit că vin în fiecare zi și fac curat. Dacă vrei, vin și de două ori pe zi. Vin o dată dimineață și o dată seara. Știi cum fac? Lună fac. Știi tu să faci curat? Da. Ce? Fai de cap meu, știi cum fac curat? Hai, mă, că nu te cred. Vrei să facem o probă, mă? Ia hai să facem. Ia hai. Ia hai, du-te tu și adu mătura de după casă. Vezi că e acolo cu tot cu făraș și eu mă duc să dau la cocoș pastila în casă, da? Mai bine nu vin eu să-l țin cocoșul și după aia iau mătura și fac curat. Bine, mă, hai cu mine. Gata. Hai. Hai. Și vă așteptați. Ia hai.
Gianinuță! Tu, că frumoasă mai ești, mă! Să rămână, na, Gianni! Azi, aspirina unde e? E în casă cu Dorel, îi dau pastile pentru la cocoșel. Ăștia mici, da, cu pastile, moșul nu, eu nu folosesc, nu? Da, pe cicătușa. Cine? Cocoșelul lui Dorel, bre, mă, da, auzi ce zic eu ce? Tușa cocoșelul, mă? Da. Dar Dorel nu tușa. Aha. Bine, el prima dată a venit cu cocoșelul la mine, știi, dar eu n-am putut să-l ajut cu problema lui pentru că mie mi-e frică să pun mâna pe el. M-a speriat odată când era mică și așa am rămas speriată. Și n-am venit la aspirina, știi, că ea a crescut mulți cocoși la viața ei și de aia. Bine, dar și cocoșelul lui Dorel, deci nu-i cu minte deloc, trebuie să-l ții strâns cu două mâini, că altfel își face de cap pe aceea. De aia și umple legat cu sfoară. Păi da. Legat cu sfoară, mă? Da. Și am venit să îi lase aspirine, știi? Că Bobiță e nebun, vrea să îl taie. Să-i taie cocoșelul lui Dorel? Da, zici și mă, dacă ci că vrea să facă burș din el, că are poftă. Și Dorel nu vrea, că e ca copilul lui, îl doare sufletul. Păi da, săracul, nu mai sufletul să-l doară, mă? Da, după aia Dorel o să dea cu mătura prin curte că cocoșelul lui a făcut mizerie. Ai grijă și mata pe unde calzi să nu iei pe talpă. Da, dar ce treabă aveai cu aspirina? Nu aveam nicio treabă, am trecut așa, dar acum lasă-te, ce e pe aici? Eu mă și fac dracului de râs că voi ăștia tineri, ba cu pastile, ba cu sfoara, nu e de mine. Dar tu cu ce treabă faci? Aștept să-i facă bine cocoșelul lui Dorel. Păi atunci mă duc și eu. Nu-i spune lui aspirina că am căutat-o, că nu știu ce. Băi, fată, cucurigul măsii de viață. M-am îmbătrânit degeaba, bă. Degeaba. Hai să trăiești. Hai, Zeruna. Ai grijă pe unde calci. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.